dimineața. Haideți să vă prezint juvelnicul de la Caperlan, Resist 500. Am achiziționat cel de 3 metri și să vă zic de ce. Am avut tot de la Caperlan cel de 1,80. S-a deteriorat puțin, dar încă îl mai folosesc. Îl am de 2 ani de zile, deci sunt foarte mult. Așa că acesta ar trebui să mă țină mai mult. Și de aceea am zis să cheltui puțin mai mulți bani decât să iau cel normal, 500. Haideți să vă zic câteva specificații. Deci este de 3 metri, 45 de cm pe 35. Ultimele 3 sunt din aluminiu, ultimele 3 cadre, să zic așa, pentru o rezistență mai bună când stă pe substrat. Are întărituri, la fel și două mânere, atunci când scoți peștii să ai îndemânare mai bună și prindere mai bună. Și sus este prevăzut cu prindere prin înfiletare pe un pichet, la fel și cu mod de poziționare. Și la fund are un cârlig pentru ancorare, dacă este nevoie. Deci prin filetare pui un pichet și poți să-l ajustezi în funcție de nevoie. Caperlan 3 metri rezist 500. Și ca să vă exemplific, deci la fund are două ancore, poți să-l pui cum vrei tu. Ultimele 3 sunt din aluminiu și restul sunt din plastic. Și pe dinăuntru, la ultimul inel, vine cu mânere. Da? Le poți să ridici în siguranță juvelnicul cu pești din apă. Materialul pare foarte rezistent. Acum să vedem și în timp cum va rezista. Mersi pentru vizionare și ca de obicei, până data viitoare, vă zic aloha!